Sarea ca sarea. Dar uitați-vă ce face obișnuința din om. Eu cum văd că pe telefonul meu mobil scrie Sunday, mă aud gândind Alex Dobreanu și noutățile mondene. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne-am trezit de vreme și astăzi. Te-am chemat mai devreme de dor și sper ca și știrile să nu fie de dor și jale, știi ce zic? Sunt și de dor și jale, pentru că trebuie să existe sare și piper în toate, că altfel ar fi plictisitor. Nu mai zice așa, excesul de sare, o să vezi mai încolo. Continuăm, începem această zi și o continuăm cu știrile pe care le-am mai dat și săptămâna trecută, da, pentru că sunt ca un bulgăre de zăpadă. S-a tot rostogolit, s-a rostogolit și uite că avem ce să spunem. Vorbim despre Culiță Step, care știm foarte bine, a trecut printr-o problemă. Ca să înțeleagă și a provocat un accident. Noștri, a provocat un accident. A trecut pe culoarea roșie la semafor. Nu s-a oprit în momentul în care a fost victima somat. A avut nevoie de îngrijire medicală, s-a lăsat cu un control judiciar, a ajuns la tribunal, la IML. Iar la ieșirea de la tribunal, a ajuns în fața instanței, da, a avut o atitudine nepotrivită, a fost abordat de către presă. De către presă, de către jurnaliști, a fost întrebat. Într-adevăr, ai avut acele substanțe, pentru că s-a tot vorbit. Care ce substanțe? S-a întâmplat. Interzise. La el în mașină au fost găsite. Ar fi fost găsite. Iar el a avut o, așa cum spuneam mai devreme, o atitudine surprinzătoare cu reporterii. Nepotrivită ți s-a părut? Nepotrivită. Hai să vedem cum li se pare și telespectatorilor. Priviți. Nevastă mai treabă de mine. Cine? Nevastă ta mai treabă de mine. Foarte bună grumă. Da. Foarte bună. Aroganța asta, Culiță. Tu ce mai faci? Bine? Eu da. Da? Și eu. Ce întrebări mai ai în afară de asta? De acord, numai că dacă mi-aduc eu bine aminte, tot tu mi-ai spus că ulterior Culiță și-ar fi luat seama și și-ar fi cerut scuze celor pe care i-a flituit oarecum. Da, cred că această atitudine o fi avut-o și pentru că, știi cum e, nu e ușor în momentul în care ești pândit de toată lumea, mai ales în momente atât de grave, de triste. Și-a prezentat scuzele. Delicate, da, și-a prezentat scuzele. Mai mult decât atât, el se află sub control judiciar, așa cum îți spuneam și mai devreme, și trebuie să dea cu subsemnatul la poliție. Nu mai poți să părăsești țara, să mergi să susții concertele pe care deja le aveai antamate. Exact. Haideți să-l ascultăm pe Culiță, pentru că a avut grijă să dea multe explicații. După cum știți, mi s-a impus măsura controlului judiciar și anume aceea de a nu părăsi țara pentru o perioadă de timp. Pentru mine asta este una dintre cele mai mari pedepse care mi se putea întâmpla, pentru că nu pot să fiu alături de oamenii care mă ascultă din străinătate, de fanii noștri. Așa că nu o să pot să fiu prezent la evenimentele care erau programate pe viitor și anume cel din Belgia, din Germania, din Anglia și din Irlanda. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză, sincer. Vreau să-mi cer scuze în primul rând lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat ulterior. Pe toate planurile vreau să-mi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica. Da. Sunt urmările. Da, complication. Da, nimeni nu vrea să fie în șoșonii lui acum. Să fie sănătos el și toată familia. Îți spun Merry Christmas. Așa dintr-o dată asta ia mă încet, că fac cu inima, dragă. Așa, cu o lună înainte, pentru că Merry Christmas... Ce ți se pare că n-arăt bine? Arăți foarte bine, Teo, dar este vorba despre Jojo, Cătălina Grama, care spune Merry Christmas pentru că și-a împodobit toată casa și nu a împodobit doar un brad, ci mai mulți. Să vezi să aibă cum are... de unde alege. Da, da, să vezi cum desprinde ea toate acele crengi de braț. Singură, fără Paul? Fără Paul. Bănuiesc că Paul o filma. Ai patru drept. Brazi frumoși de lux. Patru brazi frumoși. Hai să vedem pe Jojo. Mamă, trebuie să ai o răbdare de fier. Să stai, să... Da, merită. Merită, rezultatul final e splendid. Așa cum ai spus și tu. Spun și eu. Te rog. Da, trebuie să te copiez puțin. Nu există ediție fără Teo Roz. Nu există. Ce facturi la curent. Da, exact așa. Pentru că știu foarte bine, trăiește o perioadă, o frumoasă perioadă din viața ei. Vorbim despre sarcină, sentimentul acela despre care nu putea să vorbească Angel Damian. Uite că a venit timpul ca Teo să vorbească despre această relație, pentru că s-au mutat sub același acoperiș. A fost invitată la podcast, la Bobonete, și a spus multe lucruri. Haideți să o ascultăm.
absolut impresionant. Îl felicităm. Toate ca toate, dar mi se pare o performanță. Un rol... Ce zice de Cristina Cioran? Că ziceai ceva mai devreme și n-am înțeles. Da. Război în declarații. Ia. Da. Practic, fostul ei, Alex Dobrescu, că nu mai formează, da, tatăl copilului. În prezența noi iubite, da, a făcut și o declarație despre Cristina Cioran. Okay. El spune așa: sunt convins că nu este foarte fericită. Eu am fost fericirea ei. Nu cred că o să mai întâlnească ceva după, nici înainte, cum nici nu a avut. Sper doar să-și găsească echilibru. Iar Cristina a spus așa: nu am nevoie de nimic de la el. Nu-mi trebuie nimic, el trebuie doar să-și achite ce are de achitat. Din momentul în care va termina de achitat ce are de achitat, nu mai am nevoie de nimic. Îmi doresc doar să fiu liniștită și sănătoasă. Declarațiile lui Alex Dobrescu din gura lui Alex Dobreanu. Cum e viața asta? Mulțumim, Alex! Și eu!